Domnule senator Viorel Badea, vă mărturisesc dezamăgirea pentru raportul negativ pe care l-ați dat, cu atât mai mult cu cât sunteți președinte al acestei comisii și cu atât mai mult cu cât mi-amintesc că anul trecut am fost împreună, eu în Suceava, iar dumneavoastră la Fântâna Albă, ca să comemorați măcelul, masacru de la Fântâna Albă de la 1 aprilie 1941. Credeam că aveți o minimă devoțiune față de trecutul nostru, însă dumneavoastră în calitate de președinte al comisiei, acum stând cu spatele la mine și fără să mă ascultați, mă dezamăgiți mult, cu atât mai mult cu cât vă spuneam, credeam că aveți o înrădăcinare în memoria trecutului nostru. Vă amintiți, am fost împreună la Suceava anul trecut alături de Claudiu Târziu și am comemorat pe acei țăran 4.000 care au fost împușcați în aprilie 41. Haideți să ne amintim de semnătatea cu care președintele Ucrainei, domnul Zelenski, înainte să înceapă conflagrația din Ucraina, când niciunul dintre noi nu bănuiam ce război cumplit va izbucni acolo, semnătatea cu care președintele a spus Cernăuțiu și Bucovina în perioada interbelică a fost ocupate de români. Când tu, președintele statului, vii și spui o asemenea minciună, replica cea mai firească nu este să intri într-o polemică sterilă cu el, ci să ridici în Suceava sau în Botoșani sau la granița cu Ucraina un muzeu al Golgotei Bucovinei. Pentru că acolo a existat o Golgotă adevărată, reală. În ce a constat? Pe lângă raptul de teritorii, au fost niște deportări cumplite, familii distruse, expropieri. Jumătate din Bucovina am pierdut-o pe nedrept din cauza capriciului unor dictatori. Nu știm să ne întreținem trecutul și faptul că dumneavoastră trătați, hai nu cu înverșunare, dar cu indiferență ceea ce s-a întâmplat în Basarabia și în Bucovina, se va întoarce împotriva dumneavoastră. Știți când în campanie electorală, când nu o să mai puteți vorbi de cât de patrioți sunteți și cât de aprig știm noi să ne întreținem memoria trecutului. Nu știm să ni-l întreținem, cel puțin dumneavoastră. Avem imens de mult de învățat de la maghiari și de la evrei. Când e vorba să ridicăm un muzeul Holocaustului, nimeni nu crâgnește dintre dumneavoastră. Când e vorba să ridicăm un muzeu al crimelor comunismului în București, măcar la Jilava, dacă nu la Iud, atunci imediat spunem că nu este momentul, nu e contextul și trebuie să mai așteptăm. Uitați-vă la colegii maghiari, ce au făcut maghiari în Parlamentul de la Budapesta. Au ridicat un bust lui Horthy. Nu contează ce părere avem noi despre Horthy, că e bună sau rea. E o dovadă de cum știu să-și întrețină memoria trecutului. Noi nu facem asta. Nu e vorba de ridicat un bust în Parlament. Dar măcar să facem un muzeu al Golgotei Bucovinei. De aceea indiferența cu care veți vota negativ acest proiect al Partidului AUR, vă spun, se va întoarce împotriva dumneavoastră. Firește că AUR va vota propriul proiect legislativ. Vă mulțumesc!